să vină, da. Pentru că domnul Procopie are și o sarcină importantă să-și ia nepoții de la școală. Vă cere permisiunea să începem mai mult fix, dacă sunteți de acord. Da? Da. Ne vorbiți despre ce? Doamnelor profesoare, dragi elevi, mă sunt mai tânăr cu 95 de ani de când Bunul Dumnezeu m-a hărzit să fiu născut. Sunt colonel în Armata Română, în retragere, având grad superior, veteran de război, președinte al Asociației Veteranilor de Război sub filiala Moinești, membru în biroul executiv a veteranilor de război cu sediu în București. Că noi, generația care ne-am născut după primul război mondial, în 1918, 19, 20, 21, 23, am fost acei care ne-am jertfit și s-au jertfit pe câmpul de luptă în cel de-al doilea război mondial. Este cunoscut faptul că pentru noi am pornit acest al doilea război mondial pe considerentul că la 28 iunie 1940 conducătorul statului sovietic Stalin a dat ultimatum României prin care a cerut ca în timp de 72 de ore armata română să părăsească Basarabia și nordul Bucovinii. Am trăit clipe extraordinare, deoarece eram elev, eram student și trebuia în două zi să dau ultimul examen pe care îl trec în anul 2 de facultate. N-am mai susținut acest examen pentru că asistentul pe care îl aveam la economia politică, Alexandru Bârlădeanu, a fugit în Uniunea Sovietică, de-a încuiet profesorului sala seminarului și astfel noi nu am mai putut să dăm examen. Dar nu din cauza asta nu am dat examen, pentru că la ora 2 noaptea elevii de liceu, acei din școala normală, studenții, studentele, au fost obligate să părăsească căminul, să luăm Bucșăluța, să plecăm acasă, să facem loc refugiaților basarabeni, care săracii erau veniți cu copii. Cu tot ceea ce au avut, am părăsit să ne refugiem în stația CFR din Iași, unde trenurile nu mai mergeau către Moldova. Toate trenurile se îndreptau spre Basarabia, spre Moldova. Noi urmeam Basarabia. Moldova, noi știam că Moldova este între munții Carpați și între Prut. Noi știam de Basarabia, al lui Basarab și de nordul Moldovei, Ținutul Herța, îl consideram Bucovina. Am părăsit Iașiul după 3 zile, pentru că a fost primul tren cu care ne-am putut refugia către Moinești, eu la Moinești, ceilalți, că eu sunt născut în Solonț și am trebuit să vin cu trenul la Moinești. După 3 zile în care am trăit numai cu ceai, pe care ne-l dădea și ne-l oferea Crucea Roșie în gara Iași. În 1941, la 22 iunie, a fost declanșat al doilea război mondial. România a intrat alături de Germania hitleristă cu scopul de a recuceri Basarabia și
și nordul Bucovinii. Și într-adevăr, așa a fost, am pornit al doilea război mondial, am ajuns până la Cotul Domnului, prin jertfe, la Cotul Domnului în 1942. A fost dată cea mai mare lovitură pe care a dat-o nemților, armata sovietică, la Stalingrad. În retragerea de la Stalingrad, armata română a fost capturată aproape 5 divizii românești care erau și au luptat la Cotul Domnului. Au fost luați prizonieri, îmbarcați în vagoane, în bovagoane, după 2 săptămâni au fost purtați de la Cotul Domnului până la cele ambis, au fost purtați trupa, iar la Uranchi au fost duși și încarcerați ofițeri români. Au fost răniți pe tot acest parcurs de 2 săptămâni cu pește sărat, nedându-le apă, și erau obligați soldații să ia zăpadă de pe vagoane sau să trăiască, pentru că setea îi omora. Foarte mulți au murit în vagoane de sete și de intemperie. Este cunoscut faptul că Stalingradul a constituit și Urscu, la Urscu au constituit declinul armatei germane și în același timp și declinul armatei române. Rușii au avut și mare noroc, așa Stalin, pentru că se formase axa Roma, Berlin, Tokyo, japonezii n-au mai putut să lupte decât terestru și au luptat pe mare, înfruntând cea mai grozavă marină, care există și în timpul de astăzi, Marina Uniunii, USA, Uniunea Statelor Americane. Dar mai mult decât atât, americanii au ajutat pe ruși extraordinar, de la foarte cu detaiat sârmă și până la cel mai sofisticat armament pe care îl aduceau pe la Murmansk, în nordul Rusiei, de acolo veneau cu vapoarele și astfel a fost cea mai cruntă, la Kursk, a fost cea mai cruntă bătălie de tancuri care a existat în cel de-al doilea război la Kursk, când 3.000 de tancuri s-au dat bătălia. Dumneavoastră nu știți ce înseamnă o bătălie de tancuri. Să vedeți fum, ieșind numai fum și scântei, și să vezi soldați și cei care deserveau tancurile morți în tank, în carlinga tancului, arși complet, ne-a mai putându-se recupera absolut nimic din ei. A urmat declinul armatei și în același timp și declinul armatei române și altfel în 1944. La 4 martie 1944, armata ucraineană, condusă de generalul Malinovski, au ajuns la Nord Iași. Au staționat la Nord Iași, s-au refăcut și la 18 august 1944 a pornit atacul, a pornit ofensiva. Ofensivă extraordinară, susținută de zeci de tancuri, cu moarte lume. Astfel că noi am fost, România au fost obligată ca la 23 august să încheie acest armistițiu. Dar să știți că armistițiul poartă numai ziua de 23 august, pentru că Stalin n-a semnat armistițiul decât pe data de 12 septembrie 1944 și la același timp armata română care a fost pe Moldova au fost luați prizonieri și duși în lagările de cărbuni de la Donbas, unde se dau astăzi luptele cel și la Marianov, unde se dau luptele între separatiștii sovietici și între ucrainieni. Am trebuit să pornim războiul împotriva nemților, cu care am luptat aproape 4 ani de zile și am fost instruiți de ei. Așa e războiul.
Am trebuit să ne ocupăm ținutul care a fost ocupat de Mișelescu Tratat din 1940 la Viena, când ungurii au fost susținuți și Horthy a fost susținut, ginele său care era ministrul de externe al Italiei, și 7 județe din Ardeal au fost cedate ungurilor. Au fost zile extraordinare. Le-am trăit aceste clipe, având și rude din Ardeal, care s-au refugiat cu cățel, cu purcel în România. Dar a venit, după 23 august, armata română s-a alăturat armatei germane și astfel am pornit lupta contra nemților. La Oarba de Mureș, Oarba de Mureș este situată lângă un orășel, Ernut. 11.000 de români și-au pierdut viața. Râul morborat al Mureșului era plin de sânge din cauza luptelor care le-a dat românii, pentru că dacă merge cineva, eu nu știu, am trecut și am vizitat după aceea, ce-au putut să facă, de ce a atacat, s-a atat niște munți, cum atacau, cum mureau. Regimentul 27 Infanterie din Bacău și alte regimente, la Oarba de Mureș am pierdut 11.000 de soldați pentru o greșită acțiune militară. A fost după aceea generalul Avramescu, care la 25 octombrie 1944 a ocupat ultima porțiune de teren din Transilvania. A fost sărbătorit această zi, anul acesta, sau anul trecut, parte de ocuparea ultimului și de ce se spunea la un moment dat coincide 25 octombrie, ocuparea ultimul bucățică de teren din Transilvania de către armata română și ziua regelui Mihai. Nu, e 20, ziua armatei e 25 octombrie, e ziua armatei României, nu ziua regelui Mihai. Pentru că atunci, la 25 octombrie, s-a ocupat ultima bucățică de teren din Transilvania. A urmat după aceea sub comanda generalului Șova Nicolae, originar de la, deci de la Poduri, satul Rusești. A format corpul 7 de armată și am luat parte cu generalul Șova la ocuparea Budapestei. Budapesta a fost ocupată și a cedat ungurii. Au încheiat armistițiul pe data de 2 ianuarie 1945, când un bombardament pe care nu mi-l pot imagina. American, timp de 12 ore din continuu, a bombardat toată industria din Budapesta, Kispest, Uitești. A bombardat-o și atunci a fost nevoit Horthy să capituleze și în locul lui Horthy a venit Bereșanuș, care a încheiat armistițiul cu condiția, cu o singură condiție, că armata română să nu mai lupte pe teritoriul maghiar. De ce? Pentru că în 1918, prima dată, armata română a pătruns în Budapesta și a eliberat de comunism. Pentru că pe firmamentul parlamentului maghiar a fost înscris cu litere de aur: slavă armatei românii care pentru a doua oară va elibera. Dar în cinstea și în acestor eliberări, totuși statul maghiar la Tisalo a construit un monument pe care scrie cu litere de aur și cu și limba română și în limba maghiară: slavă ție, ostaș român, care deși a părțit alte nații, ne-a eliberat de sub jugul fascist. Deci, statul maghiar, cu toate acestea, a fost recunoscător armatei române. Luptele pe care s-au dus în Tatra, dar nu din cauza
terenului care era favorabil celor care s-a parat, ci din cauza esesiștilor. Am avut de-a face acolo cu esesiști. Cine erau esesiști? Erau tineretul care era educat în spirit, în spiritul fascist al lui Hitler și care nu cedau decât în momentul când erau împușcați. Nu știam de Mercur aici și în momentul când trebuia să cadă prizonier, îl lua în gură și capul imediat exploda. Exploda și din cauza că s-a dus o psihoză groaznică, că rușii nu mai au prizonier. Și într-adevăr, dacă erau 10-12 soldați, nu mai luau prizonier. Îi împușcam. Și atunci, ori sau această alternativă. 120.000 de soldați în a doua au fost jertfiți atât pentru Ardeal, cât și pentru a termina odată cu fascismul introdus de către Hitler. La Banská Bystra, spre cinstea poporului slovac, este un cimitir, un mausoleu extraordinar. Când m-am dus și am vizitat acest mausoleu, credeam la un moment dat că un al doilea oraș la Banská Bystra. Nu era al doilea oraș, era cimitirul ridicat în cinstea eroilor români. Aranjat, de cu for, toate, cum nu, la Mărășești nu-i nimic, sau la Comăneri, sau unde sunt eroi care au picat în primul război mondial, eu nimic a face de ceea ce au realizat slovacii pentru armata română, pentru soldații români care s-au jertit. La 9 mai 1945, eu am căzut rănit în tatăl la 25 ianuarie. Am fost internat într-un spital de campanie 7, 8, 12. Am stat 4 luni de zile în spital și după aceea, pentru că la piciorul stâng am avut o întorsă neamăpomenită, mi s-a mai aruncat cu grenada și m-a lovit aici, dar m-am prăbușit instantaneu într-o voiugă, unde era numai piatră, probabil din cauza pietrei m-am accidentat eu și cei doi soldați. Ce se întâmpla în tabla? Menții se camuflau în alb, cu costume albe, se urcau în copaci, erau copaci, și de acolo din copaci ne vâna, pentru că vedeau că pe unde am trecut noi era drum, ne veneau pischiuri, se urcau în copaci și ne vâna exact cum vânează vânătorul iepurile. A venit după aceea pacea, s-a încheiat pacea și știi, noi am avut o pace care am încheiat, un tratat care a fost încheiat în 1918, după primul război mondial, pe care mereu lasă-l toată și ne tot atacă. Și cere revendicarea acestui tratat care a fost încheiat la Trianon. S-a încheiat după aceea alte pace, după aceea ni s-a dat alte condiții. Zilele acestea, la Bacău, a fost înmormântat ultimul general care a luptat și a fost luat prizonier la Cotul Domnului, Traian Jugureanu, în vârstă de aproape 105 ani, care a fost luat prizonier și când a fost luat prizonier, în lagărul ăla de prizonier, a venit Ana Paucăr, Vasile Luca și Bornăraș ca să formeze diviziile cele care au luptat contra armatei române. Și într-adevăr s-a format divizia Tudor Vladimirescu și Horea Cloșca și Crișan. Tudor Vladimirescu a intrat în luptă, Horea Cloșca și Crișan n-a mai intrat în luptă. Dar pentru că Jugureanu și încă vreo 7 sau 6 ofițeri s-au opus și a spus, domnule, cum să luptăm noi împotriva armatei române, că noi am depus un jurământ
că vom lupta la, pentru armata română, nici de cum pentru armata sovietică. Pentru acest considerant, cei 5 ofițeri, 6 ofițeri care au fost la Agru de Oranchi, au fost condamnați la 25 de ani de zi pușcă, închisoare, deportați în Siberia și după 13 ani de zile au avut noroc de Hrușov, care a dat un decret în care toți prizonerii au fost eliberați. Dragi elevi, vă doresc tuturor să nu treceți prin ceea ce am trecut noi. Norii negri care puteau în Europa în perioada 1937-38-39, se pare că astăzi iarăși plutesc. Atunci norii negri veneau din apus către răsărit, acum se pare că norii negri vin din răsărit către apus. Dar bunul Dumnezeu vă va ocroti pe voi toți să nu treceți, prin ceea ce am trecut generația noastră, să fiți demni. Foarte mulți dintre dumneavoastră veți absolvi liceul. După absolvirea liceului veți merge la facultăți. După ce mergeți la facultăți, părăsiți România și vă duceți. Păi, dar ce să câștigăm români? Vă duceți în Italia, Spania. Dar să știți, pâinea cea mai dulce, nici o pâine nu mai dulce decât aceea din țara în care te-ai născut. Pentru pe tinere se bazează români, nu pe noi ăștia care suntem cu trei sferturi mai mult în groapă, ci pe dumneavoastră care sunteți tineri. Vedeți că acum armata română, pe timpul meu, era armata obligatorie. Pentru că noțiunea de stat, care este? Este teritoriu, armată și încă un, și lupta pentru existența statului. Ori în momentul de față, noi armata nu mai este obligatorie. Nu mai este obligatorie. Dar ferească Dumnezeu și ne ferească și pe noi, și pe noi toți, să nu am să apeleze iarăși la dumneavoastră pentru ca să faceți în mod obligatoriu armata. Ce știți că armata educă pe om. Eu mi-aduc aminte că am instruit un contingent, 45, care săraci erau, nu aveai cu cine vorbi. Și în timp de 5 luni de zile i-am instruit, le-am pus arma în mână și am mers cu ei la Budapesta și în Tatra. Mulți au fost puțini sau retrați. Din cei 28 cu care am plecat pe front, mi-am mai întors și mai am povestit atunci vreo 16. Acum nu știu dacă nu mai țin o legătură cu niciunul, ținem o legătură când eram în spital, după aceea cu cineva din Brăila, cu un ofițer din Brăila, nici ala nu mai dat semn de viață. Probabil că toți am înaintat în vârstă și odată cu înaintarea în vârstă se termină și anul. Eu vă doresc tuturor multe, multe sănătate. Să învățați, că învățătura este singurul mijloc pentru ca să puteți parcurge viața care este atât de grea și să ajungeți în lume și în țară cineva de care să vă pomenească. Mi-aduc aminte de liceu. Eram în clasa 8-a, cum e acum în 12. Nu ne-am prezentat. Era la 10 mai să sărbătorea ziua regiului. Nu ne-am prezentat la... Se ținea orele de cor. Nu ne-am prezentat la cor. Profesorul de muzică, Morghiță Focșa, Dumnezeu să-l ierte, s-a dus la director și s-a reclamat. De-ar vedea cei din clasa 8-a, niciunul nu a venit la ora de muzică. Și atunci directorul Morghiță Gavrilescu facă văd. A luat o măsură extraordinară, notunț. Și astfel n-am mai făcut tablou, ne-am răspunat și noi. Domnul chema să facem tablou, dar ce noi suntem pușcăriași, nituri, să facem tablou. Și a refuzat să facem tablou de sfârșire de liceu,
Și astfel a rămas fără tablou. Îmi pare foarte rău, dar ce să fac? Ne-am solidarizat, eram foarte solidari. Am avut în promoții, dar înaintea mea era după elegant, cu un an înaintea mea. Eu era la Sporter, era la teatru. În clasa 3 de liceu, Radu Beligan era figurat la Teatrul Național din Iași. Eu am făcut liceu internat, liceu negruză, cum se cheamă, internat, negruză. Și da. Și așa am pățit pe noi că am rămas fără tablou. Aia, ce să facem? N-avem tablou. Eu vă doresc multă sănătate. Și mă scuzați dacă, prin cuvintele pe care vi le-am adresat, v-am obosit într-o oricare măsură, eu nu m-am obosit. Eu pot să vorbesc mâine dimineață, dar vă doresc multă, multă sănătate. Dumneavoastră, doamnelor profesoare, domnilor profesori, mulți, mulți, mulți ani, să mă depășiți pe mine în vârstă. Eu vă aștept. Îi mulțumim, domnule Procopie, pentru că abilitatea a debutat cu 10 minute mai devreme. Îmi permit acum să prezint pe părintele Andrew Oanie. Vorbiți un pic mai tare, că mi-am luat aproape. Să vorbesc la părintele. Întâlnirea noastră de astăzi nu și-a propus o tematică. I-am lăsat invitații noștri să vă vorbească liber în școală altfel. Și părintele este un foarte cunoscut colaborator de-al meu de câțiva ani, de tot în interacțiuni și orator numai scurt. Vă mulțumim, părinte, că ați dat posibilitatea noastră și vă invităm să ne adresați câteva. Cuvântul plin de date bogate istorice, din istoria rupere îndepărtată, zic contemporan, spune, a domnului avocat Procopie, am să caut să mă rezum cât mai mult și eu am o deficiență, nu mă pot opri din multe ori. Și parcă aș vrea să spun tot. Și niciodată nu pot spune tot. Asta aș vrea să spun, țin cont profesoara mea scurată la urechii, că o parte aveți alte obligații și întrebări și acele îngrișate, cât se poate să mă rezum. Aș vrea întâi să spun că fără istorie, fără justiție, fără viață morală și fără cultură în general, nu putem progresa. Monumentele vezi, doamna profesorie, și dumneavoastră și profesor în general, nu putem progresa. Viața o demonstrat și acest lucru trebuie căutat și reprospătat. Ca o noutate pentru mine, mă refer, nu sunt străini, să mai petrec și acum, că sunt și o invitat cu meritul profesorilor și al moleșenilor, cu activitatea de astăzi mă bucur foarte mult. Anul acesta, vacanța de primăvară, sunt și vacanța de Paște, am avut doi Paști, unul trecut, unul sunt cealaltă vine, e și împărțit în două părți, vreau să luați profesoara, în două părți. O parte din vacanță se referă la niște activități extrascolare, nu de tot de legătură școala, pentru vizitarea unor instituții, niște muzei, ce se poate la nivelul nostru, sau mai departe, nu prea departe, nu departăm prea mult de casă, a zilei de bătrâni și în largul lumii, în afara catedrei, afara obligațiilor care le cere școala, matematică, română, istorie și biologie și mai departe. Și sunt foarte instructivi, după părerea mea. După aceea vine cealaltă parte, după aceea cezarul, cel de cezarul, se închide, se închide în gura. Și cealaltă parte, pentru că sunt creștini din naștere și peste 90% Biserica Ortodoxă, Biserica Națională. Și dacă mă nu dau niște nume, mă refer să dau niște nume, eu mă scandalizez și eu, că chiar niște profesori au o diplomă, eu nu contest pregătirea lor și părul ăla, poate a trebuit tuși. Cum spune domnul avocat, mai trebuie cum și de cei că numai care trebuie, nu chiar așa se face în vorba pe toți. Care încercă, nu mai e decalogul valabil, nu mai este familie, familie, armată și așa mai departe. Bați-vă, domnule, libertate. Și tu ai dreptate și tu ai dreptate. Adevărul este bun și adevărul oameni și adevărul nu fac așa nimic. De aceea această săptămână pe care vreau să parcurgeți, este foarte instructivă și dacă vrei să avem o orientare generală, să ieșim în largul lumii. Pe vremea mea așa de mult, n-am să spun amintirile mele și cum am trecut, am prins o bună parte de de un avocat, am prins și acum în pat și mă întreb, încotro ne îndreptăm. Dacă pe aici pe acolo se observă oarecare desordine, mă refer în viața de familie, copiii rămas singuri,
Păi că ar fi străinătate, după bani făcutare, nu știu ce. Dacă familie se zdruncea, dacă armata nu e armată, pe vremea mea era armatele. Așa, așa, nu se discută, ori nu se discută, se execută. Acum nu știu ce risc la preoți armată. Acum am sfârșit un examen pe internet și poate vine mai ușor. Dacă credința strămoșească, biserica e una sfântă, subornicească și apostolică, nici o forță omenească de pământul ăsta nu poate învi. N-are cum, că e de origine divină. Familia de origine divină dumnezeiască, copiii de origine divină, omul participă la creație. Dacă ar fi un copil și-o împărți pe balcon și-o răducă barza sau, mă știu eu, prin poștă, cu un colet cumva, l-ar crește omul cu dragoste, cum se naște un copil. Și acum se încearcă altfel, sunt mai multe, uite, bine, să vedem, nu știu dacă mai trebuie să mai ajungă. Dar, într-adevăr, ci de origine divină dumnezeiesc, nu se poate sta la discreția unor trecători, ca și mine, ca și oricare, nu se poate. Dacă se poate, dumneavoastră, să mă contrazice, să mă, mă corectați, doar nu-i nimic perfect. De asta stărui foarte mult și mă bucur foarte mult, doamna profesoară Constăteanca mea, aș lua acasă la mine să încânte, că pentru că esențele spăsează, zic, nu sunt mici, nu trebuie să fii cât mine, zice, Și nu mă refer și la de profesoare care tot Constăteanca pe lumea, doamna și doamna Magna cu cocteaua, nici nu ține bafta. Și cu domnul avocat, feșor de preot, cum erau feșori de preot altă dată, nu spun mai mult ca să nu mă acuze cineva că-s părtenitor, că e prietenul meu, domnul avocat. Și am zis că nu spun mult, dar ce spun, dragi copii, profesorii nu mor niciodată. A zice nici preoții, da? Și nu zice cineva că au apreciez pe mine. Pentru ei seamănă sămânța bună ca în braț prelucrat terenul, rodește diferențiat și trebuie să fie așa ca și semințele, și roadele lor vin în timp. Dacă profesoara mă știu la muzică și am mult, am reproșat odată, am reproșat, vreau să curge în frunt că șoase de creștini, o scos-o să mă face de-a. Și am dreptul să nu iei, de asta și nu acolo, o să nu vreau asta. Vreau să curge în frunt că șoase de creștini, de exemplu, uitați cum îl presunt. Sunt, voi sunteți lumina lumii. Toți care se osteresc în cultură. Și numai la catedră și ala de nu știu așa. Cetatea stând pe vârf de munte nu se poate ascunde și lumânarea prinsă nu se pune sub vas, ci și fețe și lumânătoroșe de casă. Din voi, dragi, ne vor spune și medici, și profesori, și preoți, și în toate compartimente nevoie de cultură și de oameni serioși. Vă mulțumesc! Yeah.
Alexandra să ne cânte o priceasmă. Vă invit dacă aveți intervenții, dacă aveți întrebări de pus. Dacă nu, noi ne continuăm cu programul. Da, aș dori să încheiem cu ziua învierii, bineînțeles, în săptămâna aceasta. Îi dăm cuvântul la Alexandra, da? Alexandra, are o priceasmă. Își cere scuze că nu a prezentat-o niciodată în fața nimănui, doar acasă, mămica și la camera ei. Cu emoțiile de rigoare. Și dacă ați îmbinat dumneavoastră, doamnă profesoară, Ioan Vieri să vă împășun ca să ne îmbrățișem. E nevoie de îmbrățișare, față cea adevărată, de origine divină și aceea. Și îl sublinesc mâine două săptămâni cu un acord consiliar și mulțumesc cu ocazia asta domnul Bocancean, el îi răspunde de el, și cu dea de treabă, și mă iertați să fac această părere mea,
Păi, dar n-avem noi ziar măinești, ăsta chiar zis așa de prăpăzit, nu e nimeni să spună un cuvânt pe aici. Și de gura mea, zic eu, cum, ca să mă dau și-o ceva, a apărut ziarul ăsta. Mâine, apare al doilea. Aici apare așa, păi s-a cerat eu un pic așa, dar treaba vă. Un om între oameni. A dat câteva date într-o carte care o am la bibliotecă, se găsește, așa vreau de așa oameni, v-a dat întotdeauna, nu pentru generația asta. Ce le citește să spună. Și înscrise de acum început de 1961-1962 de ani. Tot activ și prins într-o carte. Acum, redacția de aici, și-o arbori și ochelari, dar nu-i cază, un om între oameni spune de câteva date cine sunt eu, și tu la pagina 5, câte treburi nu sunt în oraș aici, la Comânești, eu te uitați și dumneavoastră, m-a prins aici. Și m-a luat, soția m-a ocărât. Era reportofonul, că m-a seama coleg de-a lui domnul care a luat, datele l-a luat din carte și m-a luat niște întrebări. Toată pagina asta, uitați-o dumneavoastră, un părinte derbedeu, aș spune așa, ce vine, era o bunetă și cum mă găsesc în casă, cu vestea așa cum am luat casă, și toate întrebările. N-a să spun totul de și găsesc la bibliotecă, poate ziarul, dacă urmați așa, și ca să spun tot profesoara noastră de aici și a noastră țelăia ca un din cap, o să fie ca mea, a prins o poezie de sărbătoare de Paște. Pe scurt, vă spui tema. Eu am și un volum de poezie, a apărut tot de la bibliotecă. Și ușor a scrie versul, când îmi aia spune și la vorbă cu Alice de Rozul Soare. Eu cer ce spun în continuare, urma sărbătoare, de acum o să fie unui luat interviu, o să ne întâmplă una versiune 24 și a doua să o fost publicat. Pe scurt, vă spun tema acestei poezii. Când și-o lăs Mântuitorul Iisus pe de Betleem, era împăratul Irod. Împăratul pe mai multe țărișoare, cum se lese, mi și Israelul și care erau tărnici. Au zis, și-o lăsut domnul împărat de la filozof, de la împărat Sepeșilor, nu așa de zbor, nu așa de vre. Odată își omor 14.000 de copii de parte bărbătească. Scrie în calendarul, 29 decembrie, trecut și cu 5 de porunca lui Irod. Întreabă noastră ce a fost. Trebuie să vedem toate. Când eu am încheiat activitatea Mântuit Popotez, a durat 3 ani și aproape jumătate. Când am încheiat activitatea pe Pământ, a venit un nou anul și o noastră mântuire, dumneavoastră voi știți sisteme, și trebuia să moară pe cruce. El de bună voie s-a oferit. Pentru că m-a trimis tatăl, m-a trimis pe voi și nu a arătat calea de vor și viață. Lumea era răvășită, nu mai vorbim de istoria antică, dar care vezi spune, istoria care era atunci, cum se dușmăreau oamenii, cum se insultau unii pe alții, era un haos. Și-a apărut Mântuitorul, venit la mijloc și o să ieși pe obraz și o iudește și-o dat și poate să le-a rodit. O încheiat acest Ponțiu Pilat. Pilat avea o pregătire juridică, ca și învățător de legi și ori, Doamne, ce fac să nu moștenesc viața veșnică. Nu era mulțumit numai parale care le vrea și ce mai era. Și atunci el trebuia, nu a fost bucuros, de acest delegat cu avut, era și el sub stăpânire romană, era Israelul, că trebuie să facă justificarea morții Mântuitorului pe cruci. Și a făcut o opinie, că era un om intelectual și un om pe suflet, că era păgân. Sfântul Pavel spune, păgân e din Filipa ca lineze, chiar dacă nu au noțiuni greșit, dar conștiința, e om, e făcut-o la Dumnezeu. L-a înzestrat Dumnezeu și cu o soție bună. E o comoară, ce poate că s-o spus. Trece, mărgeam și mulți, foarte bine. Și n-a vrut să renunțe la scaun. Dacă renunța la scaun, era dat afară de servici. Om, pământean. Și-a găsit o idee, să facă un referendum, cum se spune acum, adunare populară. Era planificat a doua zi, o convocat, atunci, în ajun de această convocare, a venit soția și suflă la ureche. Nimic să nu faci drepturile aceștia. Că nu am putem de pentru ea. Ca o viziune. Având opinia el că nu-i vinovat Mântuitorul, ținând cont de soția lui, avea un cuvânt spus, l-a dat poporul. Ce mă cu poporul? Întreabă autor. Dacă nu-i așa, să mă bombardați, că are cine. Poporul care a ieșit din Mistrica, în graba mare, s-a răstignit. Dar și cum trebuie să împlinească niște treburi. Planul lui Dumnezeu e pe lui pătruns. Nu că-i întortocheat și împurcat sub căile de o fereastră, mintea noastră e împurcată.
Și om cu minte strâmbă și lucrurile drepte se par strâmbi. Spune, părinte, la Seriboc. Trebuie să împlinească niște drepturi. Și dacă îmi dați voi, eu știu pic de rog, dar să o bolicești o țirică. Și o citesc aici ca să... Nu-i mult. M-am mai îngăduit o țirică, da? Țineți ca un... Mult, domnul, am făcut acum în Betelie, dar eu am șeful de doamna... Propaganda. Eu te fac propaganda. Am înțeles, trebuie chiar să repede. Nu ești singur și... Dacă nu ți-mi placă domnul avocat, am mulțime. Așa. Trecând încet pe drum te văd Iisuse, cu o haină albă îmbrăcat, te văd înconjurat de lume multă, mă știu când le-ai văd până pe data. Așa costa peste timp. Irod voia cu orice preț să te omoare, cu toate că pe tine împăratul cel muritor. Fără succes a încercat Iram să nu te împărat biruitor. Trec la Pilat. Pilat a încercat și el să te omoare, cu toate că în tine vină n-a găsit. Te-a dat poporului ca să-ți găsească vina, spălându-ți pe mâini că este biruit. Te spune în capelat de pot, ce-mi poți să zici la romanesc. Poporul care a ieșit din Mistriga, n-a zis că nebun, că mă atacă persoană și mă lasă Domnul, nu ca să mă leg nici de Cerne, nici de Moise, nici de tot neamul vor. Poporul care a ieșit din Mistriga, în graba mare să fie răstignit, fără succes, fără să vrea poporul, fără să vrea a împlini Scriptura, ai vorba poporul, în toată unitate, cu tine împăratul cel nebruit. În crez, simbol credeți. Și în istorie s-a scris despre aceste fapte ce nu trebuie uitate, că la dreapta judecatorului Hristos se să facă tură dreptate. Vor răspunde și eu și profesoara și dumneavoastră și avocatul și toată lumea de tot ce zice se face. Va veni să jugiați și morțul de care viața noastră. Și atunci au conștiința păcată și din aceste două legi în interiorul ăsta e o pace întreagă, într-o poezie de-a mea când a dat examenul de grad, lupta între carne și Duh, între trup și suflet, suntem luna asta. Sunt două legi în mine, se bat și se frământ, de ce mă leagă una cealaltă de făcut. Aproape de Paști, eu aș începe cu o scurtă, încerc încă o altă îngăduiță, câteva minute, pentru că azi în România se vorbesc multe și spunea John Răducanu, nu se vorbește nimic. În România, de multe ori, nu se mai vorbește nimic aproape. Nici la televizor, nimic. Numai cu lucruri mărunte ne ocupăm. Și totuși, să știți că și la cei tineri, și la cei mai în vârstă, și la bătrâni, mai este lume care se ocupă de lucruri serioase și în România. Eu aș da 4 sau 5 rânduri din George Coșbuc. Biserica pe deal mai sus e astăzi plină de lumină. Că întreaga lume este plină din cer adus. Și în fața noastră ne e soarta, căci viața este tot, nu moartea. Poezia lui Coșbuc la Paști. Mai mult nu mai spun. Că am fost la muzeul lui și din toți elevii nu știa nimeni o poezie de Coșbuc. Dacă tot facem, ne lăudăm că facem 12 ani în școală, măcar liceul. Dar păi cine face facultate? Dacă nu știm o poezie, nu contează de cine. Dar să știm o strofă. Aruncăm telefonul, mă iertați, îl ducem cu o rachetă, mergem la NASA, ne rugăm, luați mobilul meu, calculatorul și să plece cu el. Nu putem să... Mă iertați că vă spun că la domnul profesor, doamnă, nu pot să vorbesc că ne cunoaștem bine, chiar dacă pe unul nu-i cunosc, iertare. Nu putem să stăm pe Facebook și pe internet să postăm numai lucruri mărunte, numai nimicuri. Eu le-am dat la foștii mei elevi și la actualii ce am postat și eu și ce urmăresc și eu. Chiar m-aș semna. Nu putem acolo pune, am văzut adrese, dă-ți numele tău, nu ne punem acolo nume, așa, să știe lumea cine postează. Ghiocel, Copăcel, nu te știe nimeni. Mai iertați. Suntem atât de deștepți și suntem, mai ales generațiile voastre. Aveți alte avantaje, ce nu aveți voi? Noi n-am avut treburile astea, dar dacă le aveți, păi hai să profităm de ele la maxim și să le folosim la maxim. Nu postăm nimicuri. Și urmăream cu în reluare, că trebuie să spun lucrul ăsta, pe marele nostru pianist John Răducanu. Ce era în București în vremea lui și până mai încoace și ce este acum, chiar și în orașele mari, nimicuri. Ieri, alaltă, urmăream pe Tudor Gheorghe, în direct la TVR2. Ce minunății de lucruri acolo, care le știam, multe.
aș vrea ca, din partea mea, ca rugăminte și ca dorință, unii poate astăzi clasa 12 sau 11 ani, la vârsta voastră noi avem cu totul alte ocupații și eram mult mai serioși. Eram mult mai serioși la niște lucruri. Mult mai serioși. Gândeam atunci... Eu știu că în România avem tineri grozavi, dar dacă mergi în fac o paranteză, în America, nu știi nimeni de guță, dar de nadea că o mănești, toată lumea când aude plânge, inclusiv eu când o văd, îmi vine să plâng. La fel de Irina Sase, vezi mai mare dragul, sau acum Simona Halep. Deci nu, deci aș vrea, nu e timp acum să spunem câte avem noi în cap acumulate până la vârsta noastră, dar gândeam la 16 ani ca exact la 40 de ani acum, gândeam unele lucruri. Și eram mirat și atâta mă bucur că le gândeam bine și atunci. Dar profesorul nostru era în fața noastră, era părintele. Așa erau profesorul nostru în liceu și chiar și în generală. Ori pe ori profesorul era același lucru în fața mea. Și mi-a prins bine, tare mi-a prins mie bine personal.